Urmează știrile Smile FM cu Sorin Popliuc. Perioada de austeritate din anul 2021 va fi doar o amintire urâtă pentru primarii vaslui. Cifrele bugetului alocat județului Vaslui în acest an sunt promițătoare, astfel încât edilii să dispună de finanțările necesare pentru finalizarea proiectelor propuse. Dincolo de asigurarea părții de funcționare, primarii așteaptă bani pentru a-și acoperi cofinanțările necesare atât pentru proiectele cu fonduri naționale, cât și investițiile din fonduri europene nerambursabile. Vom vedea cifrele care vin de la finanțe. Deocamdată se lucrează la ele. Cifrele, așa cum le-am văzut în proiect, sunt, să zic eu, bune. Se cunoaște că s-a lucrat altfel la acest proiect de buget. Nu intru în adâncime, dar suma, așa cum a fost acordată județului nostru, pare că ține cont de acea politică de coeziune, de a reuși și noi să facem mai mult și a ajunge poate pe alții din urmă, a spus Ciprian Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui. O tânără în vârstă de 26 de ani din comuna Bălteni a decedat miercuri după amiază la Spitalul Județean de Urgență Vaslui din cauza unei banale ocluzii intestinale. Inițial, aceasta se prezentase în data de 9 ianuarie împreună cu mama ei la unitatea sanitară, acuzând dureri abdominale insuportabile. Medicii au internat-o de urgență pe secția chirurgie, unde au început să o pregătească pentru operație. A doua zi, pe data de 10 ianuarie, mama pacientei, care este și tutorele ei, tânăra având handicap, a cerut medicilor să-i externeze fica, în ciuda stării de sănătate care nu-i prea permitea să părăsească spitalul. Cadrele medicale nu s-au putut împotrivi, astfel că cele două au plecat acasă. Miercuri, tânăra a fost adusă din nou cu ambulanța la spital, însă de această dată medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața. În acest caz, polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii de ucidere din culpă. PNDL 2 poate fi considerat o victorie pentru județul Vaslui, care a atras cele mai multe investiții și cei mai mulți bani din regiunea Moldova, arată o recentă analiză a Ministerului Dezvoltării. Meritul este al primarilor, care au depus proiecte viabile, dar și al administrației județene, care a pus mereu presiune pe ei și a urmărit atent implementarea lor. În 5 ani de derulare, județul Vaslui a beneficiat de 257 de investiții, în valoare de 855,4 milioane lei. Copiii persoanelor care au fost persecutate din motive etnice își vor primi drepturile începând cu data de 1 ianuarie 2023. Este vorba despre beneficiarii legii 154 din 2021 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România, cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice. În consecință, atât drepturile deja stabilite în temeiul legii 154 din 2021 prin hotărâri emise în cursul anului 2021, cât și drepturile care urmează a se stabili prin hotărâri ce vor fi emise în cursul anului 2022, se vor acorda și se vor plăti începând cu data de 1 ianuarie 2023. Începând cu 10 iunie 2021, Casa Județeană de Pensii Vaslui primește și analizează cererile depuse și emite hotărârile de stabilire a drepturilor cuvenite. Până la această dată, la Casa Județeană de Pensii Vaslui au fost aprobate 95 de dosare depuse de copiii persoanelor care au fost persecutate din motive etnice, a spus Loredana Enache, purtătorul de cuvânt al Casei Județene de Pensii Vaslui. În anul care a trecut, jandarmii vaslueni au executat 10.832 de misiuni de ordine publică, fiind aplicată un număr de 4.586 de sancțiuni contravenționale. Conform bilanțului instituției, în anul 2021, jandarmeria Vaslui a pus în executare peste 500 de mandate de aducere în instanță, numărul celor care refuză să se prezinte în fața judecătorului crescând de la an la an. Vasluienii care au intrat în anul 2022 cu datorii la ANAF mai mici de 40 de lei nu mai datorează niciun leu. Potrivit codului fiscal, creanțele fiscale restante administrate de organul fiscal central aflate în sold la data de 31 decembrie a anului, mai mici de 40 de lei, se anulează. Plafonul se aplică totalului creanțelor fiscale datorate și neachitate de debitori. Imediat după trecerea în noul an, comercianții simt o scădere constantă a vânzărilor. Este de așteptat ca după creșterea spectaculoasă a facturilor la energie, populația să fie mult mai reticentă în ceea ce privește sumele alocate pentru consum. Fenomenul este vizibil în mediul rural, unde populația are venituri destul de mici. Vorbim despre venitul minim garantat, alocație pentru susținerea familiei sau pensia minimă, care este acum de 1000 de lei. Anul trecut, populația județului nostru a împrumutat sume mari de la bănci, banii alocați pentru consum. Practic, în ciuda crizei economice și a pandemiei de coronavirus, vasluienii au avut curaj să se împrumute tot mai mult de la bănci.
Tragedie fără margini în satul Chircești, comuna Miclești, acolo unde un bărbat în vârstă de 35 de ani a decedat aproape din senin. Gabriel încerca să taie un copac cu drujba în momentul când i s-a făcut rău și și-a pierdut cunoștința. Bărbatul era cunoscut ca având probleme cu inima, în trecut acesta suferind și o operație de implantare de stent. Trupul bărbatului care zăcea lângă drujba încă pornită a fost descoperit de mama lui, care a alertat vecinii. La fața locului au ajuns echipajele medicale aparținând Isuvaslui, care au declarat decesul. Echipajul ambulanței SMURD, tip C1, a fost solicitat să intervină în localitatea Chircești, comuna Miclești, pentru o persoană aflată în stare de inconștiență. În nota de anunțare se preciza că este posibil ca victima să fi căzut de la înălțime dintr-un arbore. La sosirea echipajului de intervenție a fost găsit un bărbat în vârstă de 35 de ani aflat în stop cardiorespirator iresuscitabil. Bărbatul care se pregătea să taie cu drujba un copac a suferit un infarct miocardic acut, el fiind găsit în stare de inconștiență de către mama sa. Victima nu prezenta mărci traumatice, a declarat purtătorul de cuvânt al Isuvaslui. Consumatorii care consideră că facturile la electricitate și gaze sunt prea mari ar trebui să le conteste la ANPC, la Consiliul Concurenței sau în instanță. Nu să aștepte statul să le rezolve problema, asta a afirmat Gheorghe Piperea, președintele Asociației Paracletos, privind protecția consumatorilor într-o conferință de presă. El a dat exemplu de trei tipuri de cauze care pot fi considerate abuzive. Actele adiționale care intră automat în vigoare dacă utilizatorul nu trimite un răspuns, debranșarea în 30 de zile și facturile de regularizare. Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe radioul numărul 1 din județul Vaslui, pe 93,2 MHz, pe www.smilefm.ro și pe Media TV Bârlad. Smile FM.